Președintele SUA Joe Biden va încerca să restabilească legăturile diplomatice la primul summit NATO de după Trump. Liderii încearcă să revitalizeze alianța în ciuda diferențelor privind pericolele viitoare. Remember what happened in 9/11? We were attacked. Immediately NATO supported us. NATO supported us. NATO went till we got bin Laden. NATO was part of the process. Aliații vor conveni asupra unei declarații care să sublinieze un teren comun în ceea ce privește asigurarea retragerii lor din Afganistan, răspunsurile comune la atacurile cibernetice și relațiile cu o China în ascensiune. Predecesorul lui Biden, Donald Trump, a subminat încrederea în arhitectura de securitate a Occidentului, punând la îndoială angajamentul Washingtonului de a apăra partenerii europeni. El a intrat în conflict public cu omologii săi ultima dată când liderii s-au întâlnit în 2019, înainte de a aplica brusc de la conferință mai devreme. În schimb, Biden a reafirmat cu fermitate sprijinul american pentru alianța militară veche de 72 de ani. Există însă în continuare diviziuni între aliați în ceea ce privește unele probleme cheie, inclusiv modul de abordare a ascensiunii Chinei și modul de creștere a finanțării comune. Partenerii sunt îngrijorați de graba în care se demilitarizează Afganistanul, iar unii pun la îndoială strategia unei alianțe despre care președintele francez Emmanuel Macron avertizează că se află în moarte cerebrală. Joe Biden a subliniat că Statele Unite au o obligație sacră față de alianță și față de principiul apărării colective. În cadrul summitului de la sediul NATO din Bruxelles, se va da undă verde unui program de reformă pentru 2030. Liderii vor conveni să rescrie conceptul strategic de bază pentru a face față unei lumi în care atacurile cibernetice au devenit o constantă, au devenit o obișnuință.